Ajutor pentru oamenii năpăstuiți din partea unui român stabilit în străinătate. Un vasluian care și-a făcut o viață mai bună în Grecia nu a uitat nicio clipă de unde a plecat acum aproape două decenii. Bărbatul organizează de 7 ani transporturi de portocale strânse din propria livadă și le trimite la școli și la centre de copii și de bătrâni din județul Vaslui. Uitați, portocale proaspete din Grecia. Cum vă simțiți? Mulțumesc! Bine! Bine, da? Da! Cam rar sunt oameni care se gândesc la alții. Cei care pleacă rămân cu ideea uitării de unde pleacă. Asta e o faptă bună, bineînțeles. Cine era să gândească mai mult decât grecii, care suntem cu aceeași limbă aproape. La jumătatea anilor 90, Toader Tudose a plecat cu mari sacrificii în Grecia pentru a-și face un rost. A muncit din răsputeri, iar acum este proprietarul mai multor livezi de portocali și măslini. În urmă cu 7 ani, bărbatul a decis ca de roadele muncii sale să se bucure și oamenii nevoiași de pe meleagurile natale. El trimite în țară câte 2 tone de portocale în fiecare an. Am vrut 400 de copaci, care stai mei, și de fiecare dată, pe fiecare an, 2-3 tone le pierd oricum. Cad jos sau știu. Și mai bine să le strâng din timp să aduc la copii, cât mai descurc, chiar dacă am ațărit un pic de cheltuială, dar nu e o problemă. Ce-i face o mare bine pentru noi, pentru bolnavi. Noi suntem și pensionari care suntem veniți aici la azil. Stați aici, nu aveți locuință? Stau aici, în urmă, acum. Ai bine cineva la dumneavoastră? Nu, eu nu sunt de aici. Nu contează, dar vine cineva la dumneavoastră, vă vizitează, vă mai aduce cineva ceva? Nu. Bărbatul spune că va continua să ofere fructe sărmanilor în fiecare an.